Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire, bun regăsit, îi spunem și invitatului nostru, Paul Nedelea. Paul, bine revenit! Bine v-am regăsit! În episodul trecut, pentru cei care nu ați reușit să-l urmăriți, dar sper să-l găsiți în varianta podcast sau pe internet, Paul împărtășea cu noi povestea vieții lui. La 9 ani și-a pierdut tatăl, a urmat o adolescență tulburată, marcată de dependență de alcool, câteva încercări de a se apropia de Dumnezeu. Iar undeva la vremea în care s-a apucat de lucru, era deja dependent bine de droguri, Dumnezeu îi vorbește într-o biserică într-un mod supranatural. Ne-am oprit în punctul acesta în episodul trecut, în care tu ai ajuns într-o biserică, o biserică care se ruga cu așa o putere încât te-a făcut să te gândești, oamenii ăștia, ceva nu e în regulă cu ei. Dar în acea biserică Dumnezeu ți-a adresat un mesaj profetic specific pe care în momentul respectiv nu știai cum să-l interpretezi. Aveai sentimentul că acel om te cunoaște sau are informații despre tine, de aceea ți-a vorbit așa de specific. Da. Adune în acel moment și spune-ne ce s-a întâmplat de fapt. A fost o chestie, exact cum ziceam și adineauri, în timpul unui timp de rugăciune, chiar la începutul bisericii, adică nu a durat foarte mult, maxim jumătate de oră, dacă mi-aduc bine aminte, în care respectivul frate a venit la mine și mi-a spus lucruri și mi-a zis: întoarce-te, întoarce-te, că nu e bună calea. Eu parafrazez acum, nu mai știu exact ce mi-a vorbit atunci Domnul, dar mi-a zis că lucrurile pe care tu le vezi nu sunt așa cum sunt și nu e ceea ce am pregătit eu pentru tine. După cum am spus, am fugit. Clar, am fugit din biserică pentru că eu credeam că omul respectiv, clar, mă cunoaște. Nu avea de unde să știe. Singurul care știa, eu credeam că era soția mea. Dar, de fapt, singurul care mă cunoștea cu adevărat era Hristos. Și El era prezent acolo. Am plecat. M-am dus în mașină, i-am zis să vin, am plecat împreună, tot drumul l-am tăcut aproape pentru că era marcat experiența asta. Și am venit la Timișoara, timpul trecea, noi am început să mergem la biserică. Căutam o biserică pentru că am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu după experiența aceasta, dar nu am mai luat Biblia de la început. M-am rugat efectiv și țin minte foarte clar, atunci am zis: deschid Biblia și de unde se deschide? Noul Testament preferam pentru că deja începeam să cunosc, mai mergeam prin biserici, au mai fost predici, ascultam predici de pe internet, deja Domnul mă trăgea către El efectiv, simțeam puterea Lui de a mă atrage, de a-mi vorbi, de a mă iubi. Știi, începeam să mă simt iubit de Dumnezeu. Uh-huh. Era un sentiment. E frumos să te simți iubit de părinți, e frumos să te simți iubit de soție, de oameni poate te simți apreciat, iubit, dar când te iubește Dumnezeu și simți efectiv lucrul acesta, te copleșește și îți produce, cel puțin în mine, a produs o schimbare. Mi-am dorit să-L cunosc. Cine e persoana asta care mă iubește? Cine-i? Dumnezeu mă iubește pe mine? Cel care eram așa și vorbeam așa și care înjuram enorm de mult și care eram arogant și mândru și ironic și ipocrit și Dumnezeu mă poate iubi pe mine? Și am început să deschid Biblia. Am deschis Biblia și am deschis-o în Cartea Romani. Nu știam cine e Matei, nu știam cine sunt apostolii, nu știam exact cine sunt. Am văzut Pavel, Saul. Ok, cine e Saul, cine e Pavel? Am început să-l caut, am văzut cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, cine era Pavel. Și când am citit Romani, Corinteni și în toate epistolele lui, am zis: Doamne, omul ăsta, parcă sunt eu. Și culmea, îl mai cheamă și ca și pe mine. Și pentru mine a fost un moment marcant al vieții mele când am început să... Parcă Dumnezeu, efectiv, când am început să citesc Cartea Romani, 1 Corinteni, 2 Corinteni, mă cerceta într-un mod deosebit. Și efectiv, parcă îmi vorbea personal în tot ce citeam. Parcă nu mă cunoșteam deloc până în momentul respectiv și l-am cunoscut pe Domnul. În timpul acesta, în care eu am început să mă apropii de Dumnezeu, am început să mergem la biserici, Dumnezeu ne-a... Trec peste etapa asta ca să nu mă lungesc mult. Sunt experiențe diferite, sunt lucruri prin care Dumnezeu ne-a vorbit personal. Pentru că noi nu am avut oameni lângă noi, adică puteam să o întreb pe maică mea diferite lucruri, știi, dar maică mea era la sat tot timpul. Eu eram în Timișoara cu soția mea, cu Raluca, și noi ne rugam personal, Dumnezeu, să nu aveam oameni în jurul nostru care să ne învețe expres, să mergem să cerem o părere. Mi-era greu să mă duc la păstor, la fratele Nelu sau la fratele Eusebi când noi mergem la poarta cerului acum să venim noi cu întrebările noastre, că nu înțelegeam. Dar Dumnezeu ne călăuzea în scriptura lui efectiv. La problema lui, Dumnezeu ne vorbea ori prin cuvânt,
ori printr-o predică pe internet. Era foarte la subiect. Erau ca, nu știu, niște profeții personale prin oameni de pe internet, printr-o predică, printr-o mărturie, mărturii pe care le ascultam, ori la radio cu tine, ori la Vieți Transformate, ori în special la întâlniri de gradul zero erau mărturii și începusem să cunosc persoanele care aveau mărturiile, personal. Și vedeam că Dumnezeu, cum urmează să spun cum a lucrat în viața mea, a lucrat și în viața lor. Niște mărturii deosebite, știi? Dar că noi în momentul în care ne căutam o biserică, am mers în multe biserici, pentru că nu ne regăseam într-un anume, până Dumnezeu ne-a descoperit biserica în care să mergem și să stăm, să rămânem acolo în ea. A fost un moment în care noi am început să mergem des, la des, și mergeam și la rugăciune, mergeam și joia, mergeam și duminica, mergeam lunea la tineret, a fost un timp foarte binecuvântat și fac o paranteză aici. Eu în timpul tinereții mele, încă sunt tânăr, dar al tinereții mele eram dependent de muzică. Adică ascultam foarte, foarte mult hip-hop. Verbal, vulgar, foarte puternic. Dar în momentul în care am început să consum droguri, am început să trec pe partea cealaltă de muzică electronică, techno, minimal, sunete. Doar sunete care creează o linie melodică, care îți provoacă o dependență de care trebuie să o realizezi și trebuie să fii sincer cu tine. Uh-huh. E o dependență prin care cel diavolul te prinde foarte puternic. Pe mine m-a prins foarte puternic și eu și soția mea ascultam foarte multă muzică de genul. O ascultam în mașină, o ascultam acasă, dormeam cu căștile pe cap și toată viața mi-am zis ok. Când am început să merg la biserică, ascultam în mașină și mă gândeam, Doamne, cum îmi schimb viața, că eu nu pot să mă las de muzica asta. În momentul respectiv în viața mea a intervenit Radio Vocea Evangheliei. Un post care m-a făcut să-mi arunc CD-urile, sticurile, să nu mai am muzică, să nu am alt post de muzică în mașină decât Radio Vocea Evangheliei. Și acolo am auzit cântările care mi-au schimbat viața. Acolo am auzit predici, acolo am auzit mărturii, acolo am auzit lucruri care îți schimbă viața. Și mă îndeamnă Duhul lui Dumnezeu să spun mărturia despre Radio Vocea Evangheliei ca să vă întărească pe voi, să întărească lucrarea aceasta care este o lucrare extraordinară și să Dumnezeu... Să știi că m-ai emoționat. Nu deseori aud lucrul ăsta și de fapt ăsta e scopul nostru, categoric. Nu vindem divertisment, ci exact ceea ce ai primit tu, e ceea ce noi încercăm să transmitem. Asta transmite. Și știi, Cristina, de multe ori avem așteptări de la oameni, dar e Duhul lui Dumnezeu care El lucrează în momentul în care pe undele radio îți vine mesajul Evangheliei în mașină, îți vine cântarea, îți vine orice care pe mine a fost o eliberare. Prin Radio Vocea Evangheliei, pe mine Dumnezeu a scos toată partea de muzică din viața mea într-un mod miraculos. A fost unul din minunile pe care El le-a făcut în viața mea. Prin voi! Și Dumnezeu să binecuvinteze Radio Vocea Evangheliei. Wow, man, făcut o zi extraordinară. Mulțumesc! Cu drag! Aceasta a fost paranteza. Noi am început să mergem la biserică și eu în tot timpul acesta am început să mă droghez din ce în ce mai mult, Cristina, iarăși. Adică cu cât mergeam mai mult la biserică, mă drogam mai mult. Cu cât mergeam la rugăciune și după rugăciune mă drogam. Mai fac o paranteză. Mi-aș dori ca oamenii să nu îi pună lui Dumnezeu un tipar. Că Dumnezeu lucrează într-un fel, Dumnezeu lucrează într-un alt fel, Dumnezeu nu lucrează cu oamenii așa sau cu... Nu. Dumnezeu e Dumnezeu. Uh-huh. Și cum i-a zis și mie într-un mod personal, eu lucrez cu cine vreau și cum vreau eu, adică El, Hristos. Și așa a lucrat în viața mea. Că lumea poate acum o să mă catalogheze pe baza lucrurilor pe care le spun, știi? Mă drogam și citeam din Biblie, îți dau un exemplu. Și eu credeam că aprofundez mai bine Biblia. În momentul în care eu mă apropiam de Dumnezeu, eu de fapt o luam razna. În sinea mea, în mine, eu o luam razna. Dar mă prindeau tot mai mult drogurile. Era ceva extraordinar. Eu înțelegeam, dar nu înțelegeam. Eu credeam că înțeleg. Am început să-mi cumpăr tot mai multe. Nu mai îmi cumpăram puțin. Adică îmi cumpăram o cantitate pentru care aș fi făcut pușcărie dacă mai intra odată poliția peste mine în casă. Eu eram deja căsătorit. Locuiam împreună cu soția mea. Noi vroiam să ne lipim de Dumnezeu toată casa. Era rugăciunea pe care eu i-am făcut-o lui Dumnezeu și El m-a ascultat.
știi? Dar eu o luasem razna iarăși. Și a fost un moment al sincerității mele cu Domnul. Și m-am rugat și am zis, Doamne, Tu vezi cum sunt. Eu așa nu mă pot pocăi niciodată. Nu pot. Pentru că este dependența aceasta de care oricât încercam, o săptămână, două săptămâni, reveneam. 3-4 zile, reveneam. Eu în timpul acesta nu mai consumam alcool și țigări. Au fost niște lucrări eliberatoare. Dumnezeu m-a eliberat de alcool și țigări în timpul acesta. Nu mai consumam deloc alcool și țigări. De fapt, țigări consumam în droguri, că le fumam. Deci eu fumam, de fapt, și țigări. Îmi luam un pachet și mă ținea 4 zile pachetul. Fumam un pachet la 4 zile. Dar dacă mă întreba cineva, Paul, fumez? Nu fumez. Eu mă droghez doar. Și a fost rugăciunea respectivă în care am fost sincer cu mine și am mărturisit lui Dumnezeu că vreau să mă las efectiv de droguri pentru că vreau să mă pocăiesc. Eu îmi doream să fac botezul, eu înțelegeam deja ce înseamnă botezul, înțelegeam ce înseamnă Dumnezeu. Erau lucruri în viața mea pe care eu deja le înțelegeam destul de bine, dar nu puteam să fac pasul respectiv de botez. Și nu puteam, diavolul mă ținea efectiv în niște legături prins în partea aceasta de droguri. Nu cred că a trecut mult timp de la rugăciunea pe care eu am avut-o și am avut o problemă de sănătate. Fizic nu, nimic. Fizic nu aveam absolut nimic, dar am avut o problemă de sănătate și trebuia să mă operez în problema respectivă. Acum eu am crezut inițial că o să treacă, e doar o chestie, a fost o chestie foarte banală. A fost o umflătură în zona posterioară care, nu știu de la ce, m-am zgâriat puțin cu un prosop după ce am făcut o baie. Deci, din nimic, știi, din nimic, Dumnezeu m-a dus până într-o operație. În momentul în care eu m-am dus la clinica respectivă, era un doctor Muhammad sau Mohamed, îl chema ceva de genul și știu că la sfârșit mi-a zis niște costuri, că trebuie să mă interneze 2 zile, mă costă o anumită sumă, dar, zice doctorul, cred că se poate și astăzi și te costă jumate din sumă, o facem la noi aici în clinică. Eu în sine mea, Doamne, mulțumesc, jumătate din sumă. Și la sfârșit îmi zice respectivul om, Doamne ajută. Eu șocat, Mohamed, Doamne ajută, n-are nicio legătură. Mă duc acasă, pe drum o sun pe soția mea, mă duc acasă, vine soția acasă, eu emoțional eram puțin copleșit. Că trebuie să mă operez, că trebuie să, mi-a zis că trebuie să mă adorm, e anestezie generală, totală. Acasă m-am pus în cameră să mă rog. Și a fost primul moment al vieții mele în care efectiv Dumnezeu a coborât peste mine. Ce înseamnă că a coborât peste mine? Ca să înțeleagă lumea. A fost un moment de rugăciune în care eu l-am rugat să fie cu mine în rugăciunea respectivă. Și dacă va fi cu mine, mie să-mi vorbească. Adică dacă ești Dumnezeu, am pus la socoteală tot ce știam din Biblie în timpul respectiv. Dacă ești Dumnezeu și tu existi și mă iubești și mă vrei, așa cum mi-ai spus, mie trebuie să-mi vorbești. Nu știu cum, nu m-am rugat la înger, zic, eu vreau să-mi vorbești într-un mod specific. Eu deschid Biblia, a fost prima oară în viața mea, când probabil am fost unul din miile de creștini care deschid Biblia la întâmplare, știi? Zic, eu vreau să-mi vorbești specific, clar, pun mâna. Știam, am mai auzit lucruri de genul, i-am zis să nu te superi pe mine, Doamne, că o fac, dar eu vreau să-mi vorbești. Am deschis Biblia, am pus degetul, psalmul 91. Am citit psalmul 91 și m-a cuprins un plâns, care mi-e greu să ți-l explic acum, să ți-l exprim, e foarte greu. Dar m-am îndoit. Zic, Doamne, nu. Ok, puteam să pun la întâmplare, în perioada respectivă nu cunoșteam Biblia în sensul dacă aș deschide eu acum, o deschid la psalmi aproximativă, să-mi dau seama pe unde este. Nu, atunci nu înțelegeam exact. Acum, asta s-a întâmplat acum 8 ani de zile, 7 ani de zile, ba nu, 6 ani, în fine, o perioadă de 5 ani, 3 ani de zile sunt de la botez, 4 ani de zile, sunt 4 ani de zile. Și zic, Doamne, eu mai vreau o dată să fac treaba asta ca să-mi confirmi că Tu ești Dumnezeu și că Tu mi-ai vorbit prin psalmul 91, mai confirmă-mi o dată. Și am deschis Biblia și am pus degetul exact pe versetul 17 din Iov 5, unde este un paragraf în care, parcă de la 17 la 33 sau 32, parcă este copia psalmului 91, unde zice că eu te păzesc, eu îți păzesc picioarele și zice Domnul acolo, eu am făcut rana și tot eu o leg.
pentru mine a fost copleșitor. Pentru că era o rană pe care trebuia să o am. Eu am știut că acolo este cumulul păcatelor mele. Eu am știut că Dumnezeu intervine în viața unui om printr-o pedeapsă, printr-o încercare, prin diferite moduri. El le produce sau le acceptă? Le acceptă, le îngăduie, pardon. Uh-huh. În viața mea a fost o încercare, a fost o pedeapsă, pentru că eu nu m-aș fi întors nici de cum la Dumnezeu, dacă nu ar fi intervenit, conform rugăciunii mele, s-a întâmplat, știi? A fost o liniște și o pace, Cristina, pe care eu când am simțit-o m-am ușurat total. Și zic, slăvit să fie Dumnezeu pentru modul în care mi-a vorbit mie și prin modul în care le vorbește oamenilor în ziua de azi. Pentru că El le vorbește într-un mod deosebit azi. El ne vorbește acum. Uh-huh. Știi? El ne vorbește în momentul ăsta, acum, nouă. Este deosebit. Asta e Dumnezeu. Știi? Acesta e Dumnezeul pe care eu am decis să-L urmez. Și mi-aș dori ca toți să o facă din toată inima lor. Am plecat la operație. M-a operat. Eu eram dependent de droguri. Eu cu o zi înainte îmi fumasem toate drogurile care le aveam, nu știu, bolnav fiind vreo 2 grame, nu exact, aproximativ pe acolo. Am fumat tot. Și cu gândul că după operație mai îmi procur altele ca să mai fumez, că treceam printr-o stare. Dar mi-a vorbit Dumnezeu într-un mod atât de specific și prin Psalmul 91 și prin partea respectivă din Iov 5. Și m-am dus în operație, m-am operat, m-au adormit, m-am trezit. Au trecut o săptămână, două, soția mă pansa, că soția e și asistentă medicală între timp. Na, a fost o perioadă de recuperare un pic mai grea pentru mine. Nu foarte grea, dar un pic mai grea. Și era o rană care îmi zicea soția, în fiecare zi vedea cum efectiv se strânge. Era o rană când mă duceam la cabinet și zicea doctorul, ce bine evoluează. Și eu în mintea mea știam că Dumnezeu mi-a zis, eu le crea, eu o fac și tot eu o leg. Și rana efectiv se vindeca foarte, foarte, era o rană numai cusut. Știi, era o rană care trebuia pansată zilnic, trebuia să se închidă singură și asta ea s-a închis relativ repede, într-o lună, jumătate, maxim 2 luni. O rană în care doctorii mi-au zis că undeva la 3-4 luni de zile o să fie deschisă total. Și au trecut săptămânile, Cristina, au trecut lunile și nu mai aveam nevoie de droguri. În clipa aceea când am fost operat, Dumnezeu m-a eliberat complet. Complet. În săptămânile care urmau, soția mă întreba, dar cum ești cu? Și zic, cu drogurile? Da, nimic, Raluca. Absolut nimic. Ăla a fost momentul X al vieții mele. După câteva săptămâni am ajuns în biserică la rugăciune, am întâlnit cu fratele păstor Eusebiu și am zis, frate Eusebiu, când e botez? Păi ne gândim că în toamnă vreau să fiu primul pe listă. Eu și soția mea. Și a deschis, s-a pus lângă mine și mi-a zis, da, Paul, deschidem lista de botez. Din toamnă, tu ești primul. Și eram primul pe listă. În 11 noiembrie, acum o săptămână aproape, am făcut 3 ani de zile de la botez. 3 ani în care ai fost fără droguri. Total. Fără droguri, fără alcool, fără țigări. Aia a fost o eliberare. Eram cuprins de altele. Aici e o poveste mai lungă, e un pic mai complexă, probabil nu o să am timp să ți-o zic, dar cu altă ocazie, dacă o să am timp, o să ți-o mărturisesc și perspectiva. Este o etapă din viața mea în care eu de multe ori l-am întrebat pe Dumnezeu când e momentul să o spun și El îmi va spune când va fi momentul să o spun. Au fost niște lucruri deosebite care s-au întâmplat în 3 ani de zile de când m-am întors la Dumnezeu. A fost un an în care, cum am zis, să nu încercăm să-i punem un tipar lui Dumnezeu. Mm-hmm. Dumnezeu e Dumnezeu și Dumnezeu m-a cărăuzit pe mine, familia mea, după ce m-am lăsat de droguri în Psalmul 91 și în Iov 5, în Iov 5 zice că voi umple casa ta și copiii tăi. Noi nu aveam copii atunci, soția peste lună a rămas însărcinată, cuvântul lui Dumnezeu se împlinea, efectiv îl trăiam în viața mea și mă călăuzește la fiecare pas, exact cum îmi spune Psalmul 91, știi? Și piciorul tău nu se va lovi de stâng, că eu te voi ține în brațe, îngerii mei te vor păzi. Și așa lucra Dumnezeu în viața noastră. Dar eu mergeam în paralel. Eu trăiam o viață duplicitară. Eu am făcut botezul. Eu îl urmeam pe Dumnezeu. Dar mai era ceva în viața mea, care diavolul mă ținea din tinerețea mea. Din tinerețe de 11, 12, 13 ani.
dar o să-ți mărturisesc despre asta probabil în altă dată când Domnul meu va pune pe inimă ca să pot să mărturisesc. Și perioada aceasta care a fost, am fost eliberat anul acesta. Anul acesta pentru mine a fost anul emblematic al prezenței lui Dumnezeu în viața mea. A fost un an în care Dumnezeu mi s-a revelat așa cum e El. Și l-am cunoscut și eu și Raluca și toată casa mea, inclusiv băiețelul meu, care eu îi tot zic la Raluca, el e copilul Domnului, știi, ca și Samuel. Zic, el e copilul Domnului. Pentru mine a fost minuni cu el, de la naștere, la creștere, la... Acolo au fost alte minuni, alte experiențe deosebite cu Dumnezeu, că a fost născut prematur, adică el a fost născut la termen, dar el în pântece, în ultimele luni, nu se dezvolta, nu lua în greutate, avea ceva probleme. Dar asta a depistat doctorul Abipea în ultimele luni de sarcină. Și soția, o chestie extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o, a născut chiar de ziua ei, 7 februarie. De ziua ei l-a născut pe băiețelul nostru, Ruben. El a avut niște probleme neuronale la început, a uitat să respire de câteva ori, din câte am înțeles, era foarte, foarte slab. A stat vreo 3 săptămâni soția cu el în spital. Dar eu credeam efectiv că Dumnezeu se atinge. Știam, eram convins 100% că Dumnezeu se atinge de el. După ce a ieșit din spital, am mers să-i facem diferite analize, totul era perfect cu el. Am fost să-i facem analize la picioare, la mâini, la cap. A pus pe el tot felul de lucruri, tot a fost ok. A zis, doctor, este un copil perfect, sănătos. Și luam analizele și a văzut că a fost o sincopă de respirație, zicea, mai din punct de vedere neuronal, numai Dumnezeu a fost, zic, da, e Dumnezeul nostru, știi? Mm-hmm. Am putut să-L mărturisim pe Dumnezeu doctorului din locul respectiv. Și sunt multe experiențe, multe lucruri deosebite pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Paul, pentru tine Dumnezeu e Cel care te-a scăpat, te-a eliberat efectiv din ceva ce nu aveai nicio șansă să scapi. Exact. Adicție, legătură. Unii oameni nu realizează că e o forță atât de puternică și că nu te poți elibera singur. Ești legat din exterior, cineva trebuie să rupă acel lanț. E experiența și povestea vieții tale. Ceea ce trăiești acum, spuneai că e cea mai bună viață posibilă. Exact. Ingredientele sunt libertatea pe care o ai? Sau e relația pe care o ai cu Dumnezeu? Sau e atmosfera din familia ta? Ce te face să numești viața pe care o trăiești acum cea mai bună viață posibilă? Relația cu Dumnezeu, cum ziceai, relația personală cu Dumnezeu e cea care, în care se conturează totul. Adică în relația personală cu Dumnezeu, relația personală cu Hristos, se conturează totul. Când alegi să-L urmezi pe Dumnezeu cu toată inima ta și îți dorești ca El să fie Domnul vieții tale, nu pentru că așa-ți spun oamenii sau pentru că s-a mai botezat un prieten sau ai vrea să te căsătorești. Nu, e momentul acela când Dumnezeu ți se descoperă în mod personal și îl cunoști ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Dar nu doar ca Domn și Mântuitor, că El e mult mai mult decât Domn și Mântuitor. El poate fi prietenul tău, omul de nădejde pe care tu când ai nevoie să-L chemi în viața ta și El intervine. Dacă ai credință, e foarte important și pe baza acestei relații cu Dumnezeu se construiesc lucruri pe care dacă ești în lume, adică mă refer să nu-L cunoști pe Dumnezeu, este imposibil să înțelegi lucrurile care se pot clădi cu Dumnezeu aici pe pământ, dar noi nu trăim pentru o viață de aici de pe pământ. Știi, noi trăim pentru o viață veșnică. Și aici fac o paranteză pentru că aș vrea să revin la un punct foarte important din viața mea. După ce am fost operat, eliberat de droguri, a urmat, pentru că l-am sărit și e foarte important ce urmează să spun acum, a fost momentul critic al vieții mele în care au fost multe momente critice, dar aici a fost cunoașterea personală a lui Dumnezeu, că vorbeam de legătura personală, de relația cu Dumnezeu. Aici am început eu să am relația în ceea ce voi spune în următoarele cuvinte. Ascultam o predică pe internet al fratelui Cristi Boariu, că aș vrea să-i spun numele, că e parte din viața mea, lucrarea lui.
Era vorba într-o biserică din Anglia despre pilda bogatului nemilostiv și Lazar. Și înainte să înceapă predica, fratele Cristi zicea că vroia să predice altceva, dar Duhul Domnului l-a îndemnat să spună mesajul acesta. Cristina, o oră și 30 de minute cât a fost predica, am plâns continuu. Efectiv, Raluca era în partea stângă, stăteam în cameră, eu stăteam pe pat, am simțit o prezență a lui Dumnezeu cu mine și simțeam, nu că îmi vorbește El, simțeam că îmi vorbește Dumnezeu personal. Știam că e acolo, știam ce îmi spune, mă făcea să conștientizez, că asta face lucrarea Duhului Sfânt, să conștientizez, m-am zdrobit, m-am smerit, l-am cunoscut pe Dumnezeu și după predică m-am cutremurat în genunchi și am zis gata, gata, eu, Paul, vechiul Paul, gata. Am făcut ce am vrut, am încercat, n-am reușit, dar vreau cu tine să fiu ceva. Paul, tu spuneai că în alcool, în perioada adolescenței tale și ulterior, după studenție, căutai succes, bani, să te realizezi, afirmare. Tu acum spui că ai de fapt viața bună, te-ai afirmat, ai succes, ești cineva. Cum te vezi acum în tot peisajul acesta? Știi cum văd succesul eu acum? Succesul văd ca pe ceva ce firea încearcă să ți-o impună ție, ca un succes material, un succes spiritual chiar, un succes. Dar succesul acesta provine dintr-o mândrie, dintr-un egoism probabil, din ceva care n-are legătură cu Dumnezeu. Succesul lui Dumnezeu este ca noi să mărturisim Evanghelia în toată lumea. Ăsta este succesul suprem. Aici e succesul lui Dumnezeu. Mărturisiți Evanghelia la toate neamurile. Oricărui om, vrei să fii un om de succes înaintea lui Dumnezeu, arată-ți dragostea. Arată-ți iubirea. Necondiționată. Nu că dacă mă înjură sau dacă mă bârfește sau nu-mi place predica, nu mai vin la biserica aia sau m-a deranjat fratele, sora. Nu. Dragostea necondiționată, ăla e succesul lui Dumnezeu. Și noi succesul ăla trebuie să-l accesăm, știi? E iubirea necondiționată, e credința necondiționată. Ăla e succesul pentru mine acum. Eu nu mai văd succesul legat de partea financiară, de o familie prosperă, copii, o casă, o mașină. Astea sunt lucruri pământești. Noi, oamenii care l-am cunoscut pe Hristos, noi ne dorim lucrurile cerești. Noi dorim o viață veșnică. Ăla e succesul. Succesul pentru mine e să am numele scris în cartea vieții. Ăla e succesul. Că dacă trăiesc, fie că trăiesc, fie că eu trebuie să fiu al Domnului. Ăsta e scopul nostru. Ăsta ar trebui să fie scopul nostru. Ce răsturnare de valori și de perspectivă. Total diferite. Altceva. Dumnezeu schimbă viața. Dumnezeu îți schimbă mintea. Că nu poți să înțelegi lucrurile acestea dacă mergem pe stradă și zicem la un om într-un mod direct. El trebuie să se întâlnească personal cu Dumnezeu. Categoric, da. Efectiv personal. Acolo e legătura, în întâlnirea personală. Când te faci una cu Hristos și Duhul Sfânt e cu tine și știi că e cu tine, când te rogi și știi că rugăciunea ta mută munții, cum e și în emisiunea din Radio Vocea Evangheliei, da, rugăciunea mută munții. Dar noi trebuie să avem credința aceea, cu o încredere neclintită asupra lucrurilor care nu se văd. E Dumnezeu, noi nu-L vedem. Dar noi știm că e prezent aici, că noi acum aici vorbim despre El. Nu e vorba despre mine, Paul, nu e vorba despre o emisiune. Așa e. Este vorba despre cum a lucrat Hristos în viața mea, în viața tuturor oamenilor care vor veni aici la tine. E Hristos, El e totul, pentru toți, din totdeauna și pentru totdeauna. Oricât ar fi lumea, oricum ar fi lumea. Știi, noi trăim, poate noi trăim acum o perioadă de pandemie. Și ne gândim că lumea e așa și mulți interpretează apocalipsa, neapocalipsa, nu, sunt prea multe interpretări. Dumnezeu e același. Dumnezeu a fost același și când era ciuma, Dumnezeu a fost același și când fugea David în munți, Dumnezeu a fost același și cu Ilie în pustiu și cu Moise în pustiu. Dumnezeu e același azi. Dumnezeu va fi același și în cer. El e același. Noi oamenii ne schimbăm, noi interpretăm, noi înșine luăm lucrurile într-un mod în care n-ar trebui să le luăm, ci să lăsăm efectiv pe Hristos să lucreze cum vrea El.
Paul, îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiune. Eu îți mulțumesc pentru invitație. Am fost și sunt încurajată de povestea ta. Mă bucur. Mi-ai făcut o promisiune că va continua și sper să avem, în momentul în care crezi că e potrivit, să împărtășești și alte etape din viața ta. Pentru că viața noastră se scrie în capitole. Dumnezeu lucrează, nu s-a oprit lucrarea lui cum dreptul tău. Până aici a lucrat, de acum încolo, Paul, descurcă-te singur. Exact. Din contră, El lucrează în continuare cu tine, cu mine, cu oricare dintre noi. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi. Paul este exemplul unui om care a fost dependent, dar a fost eliberat 100% de Hristos, trăiește pentru El, valorile au fost transformate, viața Lui e cea mai bună posibilă și sper că această experiență să fie a fiecăruia dintre toți cei care ne-ați urmărit. Dumnezeu să vă ajute, să vă elibereze, să vă binecuvânteze. Toate cele bune!